documentare produse în 2006 și 2007, sunt la începutul workshop-ului și eu aș avea o întrebare, o curiozitate, în primul rând pentru Dan, că prima generație, și apoi pentru Cătălin și Roxana, cum a fost experiența de a găsi aceste subiecte, pentru că documentarul Aristoteles Workshop e un program destul de intens, într-o perioadă foarte, foarte scurtă în care participanții ajung la Sibiu și abia apoi încep să-și caute subiectele. Deci a avut un timp foarte, foarte scurt și atunci sunt puțin curioasă. Sunt foarte emoționat, sincer. Am stat acolo și parcă l-am privit ieri și am retrăit toate tipele alea de atunci. Pot să spun și cred și sunt o mărturie că viața e o serie de întâlniri, de țomniri și din punctul meu de vedere, una dintre întâlnirile determinante a fost întâlnirea cu Aristoteles Workshop. Și workshop-ul cred că a fost determinat de prezența noastră acolo. Și de ce a fost o întâlnire determinantă? Fiindcă atunci a fost momentul în care mi-am dat seama, ca și om de televiziune ce lucram deja de o bună vreme în televiziune, mi-am dat seama că e momentul în care vreau să mă direcționez și în continuare să fac mai film documentar. Întâlnirea cu Aristoteles ne-a direcționat și pe mine, cel puțin în mod clar, spre film documentar. Aș vrea să menționez faptul că am fost o echipă acolo, am fost împreună cu Rasco Petrovici, care semnează regia, Octavian Segărceanu, care ne-a ajutat la partea de producție, și Ana Vrudan, care acum trăiește în Austria, Sega sau Sega Namaste, care îl mai știți sau mai zic de el, s-a trecut pe literatură, e un călător și are experiență de viață foarte interesantă. Eu am rămas pe film documentar și cred că și Ratsko, care trăiește în Serbia, la Belgrad, a rămas tot pe teritoriul filmului. Subiectul a venit din partea lui Ratsko, ca o, mă rog, citire a realităților de aici. A fost impresionat de ideea că este cartierul Independența, cu numele de la fosta fabrică Independența, iar ideea de independență merita explorată într-un bloc de nefamiliști, în care într-o cameră, de fapt, era o cameră și o bucătărie. Ați văzut camera, acea cameră în care doarme Răzvan și bucătăria, acel spațiu în care se celebrează aniversarea. Un bloc de nefamiliști în care nu este toaletă, adică nu este baie și duș, deci doar toaletă. Și atunci era de explorat cum o familie, un copil de vârstă, un adolescent, trăiește și semnifică și, cum să zic, experimentează ideea de independență. Și de la acest joc, de la această interpretare a pornit ideea filmului și explorarea vieții lui Răzvan. Am început să căutăm subiectul. Ratsko e sârb, vorbește doar engleză. Am plecat în teren și efectiv, cum l-am găsit pe Răzvan, ne-am dus în cartier, am stat, ne-am uitat la niște copii care joacă fotbal și încet, încet am intrat și ne-am împrietenit cu Răzvan. Și așa a urmat ceea ce ați văzut în cele 7 zile de filmare care le-am avut la dispoziție și 2 săptămâni de montaj de după aceea. În marea majoritate a timpului am fost doar eu cu Răzvan. Marea provocare în genul ăsta de film documentar este poate nu neapărat să ții camera stabilă sau să cadrezi sau așa mai departe, ci să te faci invizibil. Cum să te faci invizibil cu purta mea și cu gabaritul meu într-o garsonieră de 20 de metri și copilul ăla să fie și să trăiască așa ca și cum eu n-aș fi prezent acolo. Deci asta a fost cea mai mare provocare a acestei filmări și cred că provocarea asta este una generală pentru ceea ce înseamnă film documentar observațional. Cum să te faci invizibil și totuși să fii, sau cum să fii prezent, să fii la momentul și locul potrivit și totuși prezența ta să nu influențeze pe cel care îl filmezi. Am spus de gabarit, fiindcă de cele mai multe ori nu căpeam acolo să stau să nu mă văd, să mă reflect în uși, în geamuri, în reflect. Deci chiar a fost o problemă de dimensiuni, de spațiu. Și cheia, de fapt, la acest tip de invizibilitate, cred că este un anumit tip de încredere pe care o stabilești cu interlocutorul tău, care, până la urmă, sau de la un anumit moment dat, uită de tine.
Încep cu finalul. Felicitări pentru film. Congratulations for the film. Mi-a plăcut foarte mult. N-am simțit nicio secundă că sunteți în spațiu acela. Copilul reușește și dumneavoastră reușiți probabil cu un număr mare de ore de prezență să surprindeți ce am văzut. Foarte bine făcut. Foarte bine structurat. Ce este spectaculos, ce este atât de neobișnuit în viața unui copil care locuiește într-un bloc de genul ăla. Și atunci, acea încercare de a surprinde lucrurile intime, lucrurile foarte fine legate de relația lui cu mama lui, cu sora lui care se transformă în mama lui, care de fapt suprimește absența mamei, și acele mici drame din care reprezintă sau sunt date de refuzul fetei care, de care îi plăcea, sau durerea pentru prima dată pe care o simte prin extracția măselei. Sunt lucruri foarte fine care au fost foarte provocatoare în articularea și construcția filmului.